Acest video face parte dintr-o serie de mesaje care aduc argumente, dovezi că Iisus Hristos efectiv a înviat din morți. Găsiți linkul la această serie în descrierea acestui video. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră veți spune: eu cred în miracolul învierii, ce e de discutat aici? Sunt convins de asta și mă bucur mult, slavă Domnului. Dar realitatea ne arată că sunt și mulți oameni care spun: da, domnule, eu cred că Iisus a fost cel mai înțelept om, dar nu cred că a înviat din morți. Alții spun că Iisus a fost răstignit, apoi corpul lui a fost furat din mormânt. Alții spun că de fapt Iisus nu murise pe cruce, era în stare clinică, apoi și-a revenit. Am auzit până când și ideea ridicolă că Iisus ar fi luat o băutură, un fel de drog care să-i amelioreze durerea și să-l facă să treacă de suferința de pe cruce și în felul acesta a supraviețuit. Deci, ca și creștin care crede cu putere că Iisus Hristos a înviat din morți, mă simt dator să demontez aceste teorii false și să aduc argumente logice și istorice că Iisus a înviat literalmente din morți. Așa că dacă aveți membri ai familiei sau prieteni care sunt sceptici și nu cred că Iisus a înviat din morți, ascultați acest mesaj până la capăt. Vă promit, o să vă folosească. Bun, să trecem la treabă. Astăzi vorbim despre explozia creștinismului. Documentele istorice arată că după învierea lui Iisus, zilnic mii de oameni deveneau creștini. Zilnic mii și mii de oameni hotărau să urmeze pe Iisus, să grăbeau să devină creștini. După cum știm, Iisus a spus că va învia după 3 zile. Dacă Iisus nu ar fi înviat din morți, știți ce s-ar fi întâmplat? Păi în ziua a pata de la moarte, Iisus ar fi fost văzut ca un mare șarlatan. Da, s-ar fi dovedit că Iisus nu e Mesia, nu e Mântuitorul, ci un om oarecare. Dacă Iisus nu ar fi înviat, atunci tot ce a spus el ar fi fost considerat minciună. Deci, logic, fără înviere, nu ar fi existat niciun motiv ca la 4 zile de la moartea lui Iisus, mii și mii de oameni să-L urmeze pe Hristos și să devină creștini doar așa, dintr-o simplă coincidență. Și existau, apropo, și existau o grămadă de interese care ar fi vrut să scoate pe Iisus ca fiind mincinos. În felul ăsta s-ar fi dovedit că Iisus nu a fost Dumnezeu întrupat. Și ca urmare, logic, oamenii nu s-ar fi îmbulzit să urmeze pe Iisus, să devină creștin la numai 4 zile de la răstignire. Acum, cineva ar putea să vină și să spună: stai, domne, că uite, sunt o grămadă de oameni care sunt adepții lui Buddha și Buddha nu a înviat din morți. Cum explici asta? Ok, hai să discutăm asta. Să presupunem prin absurd că Iisus a fost doar un om oarecare. Nu a fost Dumnezeu întrupat și nu a înviat din morți după 3 zile. Ci a fost un om cum se cade, un învățător înțelept care a spus o grămadă de lucruri interesante, frumoase, a vorbit despre dragoste, despre cum să-ți iubești aproapele, etc. Da, ar fi fost posibil ca peste câteva generații, de-a lungul secolelor, să se formeze o religie, să se formeze o religie bazată pe învățăturile lui Iisus Hristos. Ceva de genul cum s-a întâmplat în cazul lui Buddha sau Confucius sau alții. Da, sigur, un om înțelept care are un sistem de învățături și adepți care cred în ele, da, ar fi posibil ca după ce acel înțelept moare, învățăturile lui să rămână și numărul de adepți să crească. Dar atenție, există o mare diferență. La niciun lider religios, nici la Buddha, nici la Confucius, nu au existat mii și mii de oameni care să se înghesuie să urmeze învățăturile acestuia, imediat după moartea lui. Nu a existat o explozie în numărul de adepți. O mică paranteză foarte importantă. Într-un mesaj anterior vorbeam de o altă dovadă care arată că Iisus a înviat din morți. Este vorba despre schimbările mari, masive în viața apostolilor, înainte și după învierea lui Iisus. Dacă nu l-ați ascultat, aveți linkul jos în descriere. Deci acolo spuneam că înainte de înviere, apostolii aveau o credință șubredă în spusele lui Iisus. Însă după ce Iisus a înviat, viețile apostolilor s-au schimbat în mod radical. Credința li s-a consolidat și au început să-L vestească oriunde pe Hristos și Evanghelia Mântuirii în Iisus. Ba chiar și-au dat și viața pentru Iisus. Asta pentru că învierea lui Iisus i-a convins că Iisus a fost Dumnezeu întrupat și tot ce a spus el este adevărat. Acum, o chestie importantă care face legătura dintre mesajul anterior și cel de azi. Unii vor spune: da, dar nu e posibil ca cineva să moară pentru o minciună?
Cu alte cuvinte, e posibil ca cineva să creadă o minciună în așa hal încât să-și dea și viața? Da, e posibil ca cineva să își dea chiar și viața pentru o minciună dacă acea persoană crede în sinea lui că respectiva minciună este adevăr. Deci nu realizează că de fapt e o minciună. Dar atenție, odată ce un om își dă seama că este o șarlatanie la mijloc, o minciună, atunci nimeni niciodată nu își va da viața pentru o minciună. Exemplu, acum 20-30 de ani, un lider al unei secte și-a convins adepții să se sinucidă și le-a spus că dacă fac acest lucru, corpul lor va fi mutat pe o altă planetă, pe o cometă, vor învia și se vor trezi pe o navă spațială extraterestră sau o altă planetă. Minciuna a fost atât de convingătoare încât, tragic, dar unii oameni s-au sinucis împreună cu liderul sectei. E de necrezut, dar e caz real. După această întâmplare tragică, nimeni nu a dat crezare învățăturilor acestui lider de sectă. Nimeni nu s-a înghesuit să devină adept al acestor învățături. Totul s-a stins. De ce? Pentru că toată lumea a văzut corpurile celor care s-au sinucis întinse pe pământ. Corpuri care nu fuseseră transportate nicăieri în spațiu, cum credeau ei, cum pretindeau ei cu convingere și după cum le promisese liderul sectei. Deci nimeni nu e doritor să devină adeptul unui lider mincinos și să moară pentru o minciună. Acum, hai să comparăm acest lucru cu ce s-a întâmplat în cazul învierii lui Iisus. Iisus a spus că va învia după 3 zile și exact așa s-a întâmplat. Mormântul era gol, apoi Iisus a arătat multor oameni până s-a înălțat în rai. După înviere au existat mii și mii de oameni, cum am spus, care s-au îmbulzit, s-au grăbit să îmbrățișeze învățăturile lui Iisus. De ce? Pentru că oamenii au văzut dovada învierii. Totul s-a petrecut exact cum a spus Iisus. Așa că numărul de adepți, numărul de creștini, efectiv a explodat. Imediat după învierea lui Iisus, numărul de creștini a crescut exponențial, a luat amploare. Dar nu la fel s-au petrecut lucrurile în cazul lui Buddha sau Confucius sau oricărui alt lider religios. Dacă Iisus nu ar fi înviat, atunci nimeni nu ar fi urmat învățăturile lui. Nu ar fi existat adepți, totul s-ar fi stins dintr-o dată. A urmat pe cineva care e mort și care a spus că va învia, dar nu a înviat, asta ar fi o mare șarlatanie. Așa ceva nici de cum nu creează o explozie a numărului de adepți. Și mai e ceva. Nici Buddha, nici Confucius și niciun alt lider religios nu a afirmat că el este Dumnezeu întrupat. Niciun lider religios nu a afirmat că e Mesia, Mântuitorul, și că va muri pentru păcatele omenirii și că va învia și se va întoarce peste 3 zile. Ceea ce au făcut toți liderii religioși a fost să predea filozofia lor, învățăturile lor și în timp, subliniez, în timp, de-a lungul timpului, treptat, în mod gradat, unii oameni au îmbrățișat învățăturile lor. Dar în cazul lui Iisus, dacă stăm să ne gândim la afirmațiile pe care Iisus Hristos le-a făcut despre El însuși, practic Iisus a declarat omenirii următorul lucru. O să fiu răstignit pentru păcatele oamenilor, o să fiu mort 3 zile și o să înviez după 3 zile. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, nimeni nu va îmbrățișa învățăturile mele, pentru că toată lumea va vedea că totul a fost o farsă, o minciună. Deci, practic, asta a declarat Iisus cu claritate și cu putere, că El este Dumnezeu întrupat și o să învie peste 3 zile. Acum, dacă Buddha ar fi făcut această afirmație că va învia după 3 zile, nu cred că ar fi avut vreodată adepți. De ce? Pentru că lumea ar fi spus, nu credem aceste învățături, pentru că acel lider s-a dovedit a fi un mincinos, a vorbit prostie, a fost un șarlatan. Deci ei nu s-ar fi încrezut în învățăturile lor, pentru că Buddha n-ar fi avut cum să învie. Pe când Iisus a făcut o declarație clară, îndrăzneață și puternică, numai Dumnezeu întrupat putea să declare așa ceva. Și nu e cu putință ca mii, zeci de mii de oameni să îi urmeze învățăturile și să devină creștini 3 zile după răstignire, dacă Iisus nu ar fi înviat cu adevărat și nu ar fi apărut în fața mulțimilor de oameni. Și încă o chestie importantă, a nu se uita că primii creștini au fost dintre iudei, dintre evrei. Da, dar evreii erau foarte sceptici în privința lui Iisus. Evreii erau cei care îl respingeau pe Iisus. Ei spuneau că Iisus nu este Dumnezeu întrupat. Ei ceruseră ca Iisus să fie răstignit. Ei spuseseră că nu vor să urmeze pe Iisus și învățăturile lui cu 3 zile în urmă. Și țipau că Iisus să fie răstignit.
Și cu toate astea, evreii au fost cei care deveneau creștini cu miile în fiecare zi. Deci, ce eveniment important în istorie ar fi putut să se întâmple astfel încât mii de evrei pe zi să creadă brusc în Isus și să devină creștini? Cum spuneam, cu numai 3 zile în urmă, ei îl respingeau pe Isus. Spuneau că aduce blasfemii prin faptul că el singur se crede Mesia. Deci doar cu 3 zile în urmă, iar acum mii de evrei îl urmau pe Isus și deveneau creștini. Deci ce altceva în afară de învierea din morți ar fi putut cauza acest lucru inedit? Învierea lui Isus și apariția lui în fața mulțimilor a fost dovada clară că Isus este cine a spus că este. Adică Dumnezeu întrupat, și asta a făcut ca numărul de creștini să explodeze, să ia amploare masiv. Sau să luăm pe Saul din Tars, care mai târziu a devenit Sfântul Apostol Pavel și care în Duh Sfânt a scris aproximativ 2/3 din Noul Testament. Dar la început Saul din Tars a fost șeful celor care persecutau pe creștini, îi băgau în închisoare, etc. Ce eveniment ar fi putut să-l facă pe Saul din Tars să se convertească și să devină creștin, să-l urmeze pe Iisus Hristos? Da, Saul, cel care fusese șeful celor care persecutau pe creștini, a devenit el însuși creștin. A devenit Sfântul Apostol Pavel. Asta pentru că Iisus a înviat și s-a arătat lui Saul. În felul ăsta, Saul a crezut în Iisus și a devenit creștin. Mare transformare, imensă! Dacă Iisus nu ar fi înviat din morți, Saul atunci ar fi avut dreptate. Saul ar fi avut ocazia să se bucure, să arate apostolilor că el a avut dreptate, că Iisus nu a fost Dumnezeu întrupat și că nu a înviat. Parcă îl și văd pe Saul cum le-ar fi spus apostolilor. Aha, ați văzut? V-am zis eu că Iisus este un șarlatan care împrăștie învățături mincinoase, false. Deci, dacă Iisus nu ar fi înviat din morți, atunci Saul ar fi avut dreptate. Dar din contră știm că Saul a devenit creștin. Cum ai zis mai devreme, a devenit apostolul Pavel, care l-a propovăduit pe Iisus, care a înviat din morți. Apoi apostolul Pavel și-a dat viața propovăduind pe Iisus ca mântuitor, ducând până la Roma Evanghelia mântuirii numai prin Iisus. Deci care a fost evenimentul care l-a făcut pe apostolul Pavel să-și schimbe viața din cel care persecuta pe creștini în unul dintre sfinții apostoli care a scris cea mai mare parte din Noul Testament? Deci și asta e iarăși o dovadă mare. Pentru că convertirea, transformarea dramatică a Sfântului Pavel nu e o legendă, nu e o fabulă. Totul este consemnat în istorie acum 2000 de ani. Închei aici acest mesaj. Dacă v-a plăcut, vă îndemn să-l trimiteți și altora. O să mai aduc și alte dovezi istorice și logice care arată că Iisus a înviat efectiv din morți. Vă sugerez să vă abonați la canal, să dați click pe acel clopoțel, astfel încât să fiți anunțați când postez un video nou. Sănătate și numai bine! Doamne ajută!